Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi aduc în atenția voastră un mister antic. Cine a distrus biblioteca din Alexandria? Când vine vorba despre biblioteca din Alexandria, probabil cel mai cunoscut așezământ cultural din istoria omenirii, povestea este uneori simplificată. A fost cea mai mare bibliotecă construită vreodată și adăpostea toate operele mari ale acelei epoci. În urmă cu aproximativ 2 milenii, biblioteca din Alexandria a ars și o mare parte din literatura și lucrările științifice de calibru ale epocii s-au pierdut pentru totdeauna. Pierderea celei mai mari arhive de surse și de cunoștințe din lumea antică, biblioteca din Alexandria, este considerată o catastrofă a omenirii. Însă, care este povestea acestei fabuloase biblioteci, care cuprindea sute de mii de papirusuri cu înțelepciunea lumii de până la momentul respectiv? Povestea adevărată este, se pare, mult mai complicată. Adevărata întrebare referitoare la biblioteca din Alexandria este ce efect a avut asupra istoriei această oază de cultură din Egiptul antic. Această bibliotecă a fost una dintre cele mai mari și mai importante biblioteci din lumea antică. La fel ca în cazul figurilor istorice ale acelui timp, mare parte din ceea ce știm despre acest loc este un amestec de adevăr și legendă. Biblioteca din Alexandria avea 10 săli mari și camere separate pentru cercetători. I se spunea Muzeul Regal, adică un edificiu dedicat muzeelor. Avea zone de curs, grădini, altare pentru fiecare dintre cele 9 muzee, ba chiar și o grădină zoologică, precum și biblioteca în sine. S-a estimat că aceasta avea la un moment dat peste 500.000 de documente din Asiria, Grecia, Persia, Egipt, India și multe alte locuri. Biblioteca a fost atât de mare încât a avut o sucursală, anume biblioteca de la templul lui Serapis. La început, biblioteca nu era deschisă publicului, ci doar cercetătorilor și avea legi stricte. Oricine călătorea în Egipt trebuia să declare dacă are asupra sa manuscrise, pe care trebuia să le predea pentru a fi copiate. În biblioteca din Alexandria se spune că existau primele versiuni ale operelor clasice grecești, precum marile tragedii ale lui Eschilos, Sofocle și Euripide. Au fost achiziționate de asemenea cărțile care au aparținut bibliotecii personale a lui Aristotel. Dar cine a ars, până la urmă, biblioteca din Alexandria? De cele mai multe ori, scriitorii din lumea antică, până la Plutarh, au spus că vina îi aparține lui Iulius Cezar, care, urmărit de flota egipteană la Alexandria, în anul 48 înainte de Hristos, a ordonat incendierea ei, după care focul s-a extins și la o parte din oraș. Pentru istoricul Edward Gibbon, vinovații sunt creștinii, iar pentru episcopul Grigorie, de vină pentru distrugerea finală a bibliotecii din Alexandria, ar fi fost musulmanii, în frunte cu califul Omar. Biblioteca din Alexandria pare să fi fost fondată de Ptolemeu I sau de Ptolemeu al II-lea. Orașul în sine, după cum o arată și numele, fusese înființat de Alexandru cel Mare, în iarna anului 331-330 înainte de Hristos. Se scurseseră deci aproape 1000 de ani până când biblioteca să fie complet distrusă. Alexandria a fost poate primul oraș din lume construit complet din piatră, fără a se folosi în niciun fel lemnul. Biblioteca avea 10 săli mari și camere separate pentru cercetători, spuneam. Se mai discută încă despre data exactă a fondării și numele fondatorului. Dar adevăratul fondator, în sensul de organizator și creator al bibliotecii, nu doar al regelui care domnea pe atunci, pare să fi fost un personaj numit Demetrios din Falera. De la început, el strânsese 700.000 de cărți, cărora le adăuga mereu altele. Cărțile erau cumpărate cu banii regelui.
Acest Demetrios din Phalera, născut între 354 și 348 înainte de Hristos, pare să-l fi cunoscut personal pe Aristotel. În anul 324 înainte de Hristos, apare ca orator public. În 317 este ales guvernator al Atenei, pe care o conduce timp de 10 ani, din 317 până în 307 înainte de Hristos. Impusese un anumit număr de legi, mai ales una referitoare la reducerea luxului în cazurile de înmormântare. Pe vremea lui, Atena număra 90.000 de locuitori, 45.000 de străini admiși și 400.000 de sclavi. În ceea ce privește persoana însă și a lui Demetrios, istoria nu îl prezintă ca pe arbitrul eleganței țării sale. A fost primul atenian care și-a decolorat părul în blond cu ajutorul apei oxigenate. După ce a fost alungat de la guvernare, s-a dus la Teba. Acolo a scris un număr mare de lucrări, printre care una cu titlul ciudat, pe marginea fasciculului de lumină din cer, care este probabil prima lucrare despre farfuriile zburătoare. În anul 297 înainte de Hristos, faraonul Ptolemeu îl convinge să vină să se instaleze la Alexandria. Atunci a fondat biblioteca. Ptolemeu I moare în 283 înainte de Hristos și fiul său Ptolemeu al II-lea îl exilează pe Demetrios la Buziris în Egipt. Acolo este mușcat de un șarpe veninos și moare. Demetrios a devenit celebru în Egipt ca mecenat al științelor și artelor, în numele lui Ptolemeu I. Ptolemeu al II-lea a continuat să se intereseze de bibliotecă, precum și de științe, mai ales de zoologie. Îl numește bibliotecar pe Zenodotus din Efes, născut în 327 înainte de Hristos, căruia nu i se știe data morții. După care o succesiune de bibliotecari de-a lungul secolelor au mărit biblioteca prin acumulare de pergamente, papirusuri, gravuri și chiar cărți imprimate, dacă ar fi să ne încredem în unele tradiții. Biblioteca poseda, deci, documente absolut inestimabile. Misiunea bibliotecii din Alexandria era să adune toată știința lumii și, pentru a face acest lucru, a primit finanțarea și mandatarea regală necesare. Cărturarii călătoreau în lumea întreagă pentru a găsi cărți pe care să le aducă la bibliotecă. Oricărei embarcațiuni care arunca ancora în Alexandria, i se confiscau cărțile, care erau duse în bibliotecă. Apoi, savanții copiau cărțile pe papirus și returnau originalele proprietarilor. Potrivit unor scrieri, în anumite situații, călătorilor străini le erau returnate copii, iar originalele rămâneau la bibliotecă. Cărturarii din alte părți ale lumii erau bineveniți la bibliotecă și li se dădeau banii necesari pentru a trăi în oraș, sume suficiente chiar pentru a-și întreține familiile. La rândul lor, cărturarii de la bibliotecă erau recunoscuți pentru munca privitoare la opera lui Homer. Însă, în ciuda sprijinului acordat bibliotecii de către Ptolemeu al II-lea, pe vremea lui Ptolemeu al VII-lea, biblioteca deja nu mai era ce fusese odată. Cărturarii începuseră să plece spre alte biblioteci până la începutul secolului II înaintea erei noastre, căutând fonduri și resurse de muncă mai bune. Iar în anul 145 înaintea erei noastre, Ptolemeu al VIII-lea i-a expulzat din biblioteca egipteană pe toți cărturarii veniți din alte părți ale lumii. Există documente care ne permit să reconstituim o listă destul de credibilă a bibliotecarilor de până la 131 înaintea erei noastre. După aceasta, informațiile devin vagi. Se știe că unul dintre bibliotecari s-a opus violent unui prim jaf al bibliotecii de către Iulius Cezar în anul 47 înainte de Hristos. Însă istoria nu i-a reținut numele. Ceea ce este sigur este că în epoca lui Iulius Cezar, deja biblioteca din Alexandria avea reputația bine stabilită că ar conține cărți secrete care ar da o putere practic nelimitată.
Fără îndoială, biblioteca din Alexandria a fost cea mai mare din lume. Însă, nu atât de mare pe cât ar crede unii. Adăpostea într-adevăr zeci de mii de suluri, însă nu sutele de mii pe care le clamează unele surse. Aceste aspecte sunt învăluite de legende și mister. Însă, pentru a crede că distrugerea bibliotecii a schimbat cursul istoriei, ar trebui să presupunem că odată cu biblioteca au fost distruse singurele copii ale operelor de aici, ceea ce este adevărat în puține cazuri. În bibliotecă se aflau multe originale, însă multe biblioteci din jurul lumii aveau propriile lor copii din operele importante ale acelor vremuri. Un alt aspect interesant este faptul că nu avem nicio dovadă că biblioteca ar fi ars cu adevărat. Istoricii continuă să dezbată asupra datei incendiului, dacă acesta chiar s-a petrecut și dacă nu cumva mai multe incendii au distrus treptat biblioteca. Primul incendiu a avut loc în anul 48 înaintea erei noastre, în timpul asediului Alexandriei. Iulius Cezar a incendiat docurile și propriile vase pentru a împiedica inamicii să-i taie liniile de comunicație. Se spune că incendiul s-a extins până la bibliotecă și că a distrus-o. Cel mai mare atac la adresa acestei istorii aparține lui Strabon, care l-a formulat 30 de ani mai târziu. Strabon a scris despre așa numitul Muzeion din Alexandria, casa muzeelor, zeițele artelor, de unde vine denumirea de muzeu, care făcea parte din bibliotecă. Strabon nu menționează și biblioteca, însă mulți cred că aceasta se datorează faptului că muzeul și biblioteca funcționau sub același acoperiș. Alții se întreabă de ce nu a ars și muzeul, dacă biblioteca a ars când Cezar a incendiat docurile. Unii istorici spun că depozitele cu manuscrise de lângă docuri au ars și nu biblioteca în sine. Chiar dacă biblioteca din Alexandria nu a fost arsă de Cezar, poate că ar fi ars oricum. În secolul IV, împăratul Teodosius a scos în afara legii practicile păgâne și a ordonat ca templul lui Serapis din Alexandria să fie ars. Așa că este posibil ca împăratul să fie ordonat și arderea bibliotecii, însă nu există surse care să confirme acest lucru. Biblioteca ar fi putut fi distrusă în anul 642, când Alexandria a fost capturată de armata musulmană, condusă de Amir ibn al-Az. Există surse arabe care susțin că Omar, califul, a ordonat distrugerea bibliotecii. Însă, aceste surse aparțin unei perioade îndepărtate și unii istorici cred că au avut motivații politice. O posibilitate finală este aceea ca biblioteca din Alexandria să fi căzut în ruină din cauza lipsei de interes, a tăierilor de buget și din cauza faptului că sulurile au fost mutate în alte părți. Așa cum am menționat, biblioteca se afla în declin chiar și înainte de presupusul incendiu al lui Cezar. Dacă biblioteca a ars parțial de 3 ori, s-ar putea ca sulurile și cărturarii să fi migrat spre alte biblioteci. Existau mai multe capitale care dețineau propriile sedii de excelență academică. Biblioteca Imperială din Constantinopol a stat în picioare până în 1204 și adăpostea o mare parte din lucrările grecilor și ale romanilor. De fapt, multe lucrări grecești au supraviețuit până azi, mulțumit acestei biblioteci. Mai exista și Academia din Gondișapur, care s-a dezvoltat mai târziu, în secolele 6 și 7, și care se concentra pe promovarea științei și a medicinei. A fost unul dintre cele 3 centre sasaniene de învățământ și Academie de Învățare din orașul Gandeshapur, Iran, în perioada Antichității Târzii, centrul intelectual al Imperiului Sasanian. O parte a rolului Academiei era traducerea textelor în greacă și siriană și astfel multe texte științifice și medicale au supraviețuit mulțumit acestei academii. Mai există și Casa Înțelepciunii din Bagdad, care a funcționat între secolele 9 și 13. Aici se afla cea mai mare selecție de cărți din lume la acea vreme. Casa avea observatorii și centre pentru studierea științelor naturale, matematicii,
medicinei, alchimiei, chimiei și geografiei. Mare parte din știința și studiul de aici se bazau pe texte grecești, însă și pe texte siriene, indiene și persane. Multe dintre textele care ar fi putut fi distruse în Alexandria ar fi putut avea copii care să fi ajuns aici. Poate că există texte care s-au pierdut definitiv în Alexandria, însă nici pe departe atât de multe cum cred unii. Operele lui Heron din Alexandria s-ar fi putut afla aici. Unele dintre ele au fost salvate de arabi, însă nu toate. De asemenea, în Alexandria s-ar fi putut afla operele lui Aristarh din Samos, primul care a susținut că pământul se rotește în jurul soarelui, fiind ridiculizat pentru opiniile sale, dar și operele Hipatiei, una dintre cele mai culte femei ale epocii sale, ucise de un grup de creștini. Însă, biblioteca din Alexandria nu este singura responsabilă de pierderea acestor opere. S-ar putea ca operele încă să existe undeva, sau poate că au fost distruse de mai multe ori atunci când celelalte biblioteci au fost distruse de invadatori. Un lucru important este faptul că ruinele bibliotecii încă așteaptă să fie descoperite. Așa că există posibilitatea ca într-o zi să avem răspunsuri la toate întrebările misterioase privind biblioteca din Alexandria. Spuneam că majoritatea istoricilor consemnează că generalul roman Iulius Cezar s-a văzut obligat să-și incendieze propriile nave în timpul asediului Alexandriei în 48 înainte de Hristos. Mulți scriitori antici au relatat că focul s-a răspândit și că a distrus cel puțin o parte din colecțiile bibliotecii din Alexandria. Cu toate acestea, biblioteca pare să fi supraviețuit cel puțin parțial sau a fost reconstruită în scurt timp, iar ruinele ei ar putea răspunde la vechi întrebări. Atât despre acest mister antic, dragi prieteni. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!